Republica Moldova progresează sesizabil în implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, susțin experții din societatea civilă. Totuși, la aproape un an distanță de când recomandările UE au fost formulate, acestea încă nu au fost implementate în totalitate. Conform raportului experților, scorul mediu pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene ce țin de clusterul Fundamentals este estimat la 3,2 puncte din 5. În ce privește domeniul politicilor sociale și ocuparea forței de muncă, una dintre principalele recomandări ale Comisiei Europene se referă la elaborarea, adoptarea și implementarea în continuare a măsurilor prevăzute în conceptul de reformă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și aici, scorul acordat a fost de 3 puncte din maximum 5. Expertul Sergiu Sainciuc a propus o serie de recomandări care ar facilita progresul reformelor în acest sens. Evident că, ca priorități pentru noi, vedem, adică să fie finanțat suficient măsurile de politici, în primul rând, de ocuparea forței de muncă. În al doilea rând, să fie asigurată majorarea salariilor în continuare pentru colegii care muncesc în structurile de ocupare a forței de muncă. Și în al treilea rând, ca recomandare, este necesar ca cetățenii să fie informați despre politicile care sunt implementate de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Raportul a fost elaborat de Societatea Civilă pentru Integrare Europeană cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Friedrich Ebert Stiftung. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat pentru OneTV că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă nu poate fi reformată cu pași rapizi. Recomandările pe care le-au făcut Comisia Europeană față de acțiunile ministerului nostru sunt destul de complexe. Deci, cu siguranță, reformarea unor instituții durează mai mult, chiar dacă, am zis, în 2023, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a susținut angajarea peste 11.000 de cetățeni. La sfârșitul lunii august acestui an, colegii au ajuns la o cifră de 10.600. Deci asta înseamnă că avem un progres, eu zic un progres destul de bun, asta nu înseamnă că trebuie să continuăm. În noiembrie 2023, Comisia Europeană a publicat un raport detaliat privind progresele, provocările și recomandările pentru procesul de aderare al Moldovei la UE. Raportul a cuprins toate capitolele achisului UE care urmează să fie negociate de Chișinău și Bruxelles în cadrul procesului de aderare, inclusiv recomandări specifice pentru fiecare capitol care derivă din principalele provocări identificate de Comisie.